Dacă weekendul trecut temperaturile au ajuns și la 18 grade, de astăzi vremea s-a răcit simțitor. În plus, se vor întoarce și ploile, iar în unele zone din țară se așteaptă precipitații sub formă predominantă de ninsoare. Răcirea vremii a început de astăzi, inițial în zonele centrale și nord-vestice, centru-nord-estice ale țării, unde temperaturile maxime nu au depășit 7-8 grade Celsius. De asemenea, sunt așteptate precipitații, mai ales sub formă de nisoare în zonele montane de peste 1500 de metri, unde vânturile puternice pot depăși 70-80 de km la oră. În restul țării, vânturile se vor intensifica în general la 40-50 de km pe oră, inclusiv în București. De marți, temperaturile vor scădea la 7-8 grade Celsius, iar minimele se vor apropia de 0 grade Celsius, a adăugat directorul ANM. Prognoza meteo pentru săptămâna 18-3-25-3. A -a, a -a. Temperaturile vor fi în jurul mediilor specifice pentru această perioadă în întreaga țară. Cantitățile de precipitații vor fi mai mari în regiunile estice, sudice și sud-estice. În restul țării se vor situa în general aproape de mediile normale. Prognoza Meteo pentru săptămâna 25-3 4 patra. Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât de obicei, în special în regiunile vestice și nord-vestice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal, cu un ușor deficit în zonele montane și nord-estul țării. Prognoza meteo pentru săptămâna 1-4-8-4. A a a Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât de obicei în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normalele în întreaga țară. Prognoza meteo pentru săptămâna 8-4-15-4. Temperaturile medii vor fi puțin peste mediile specifice pentru această perioadă pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de normalele în toate regiunile. Relatează click.ro